Slăbirea se oprească. Nicolae, de când vorbește. După un nou pas greșit făcut în campionat. Bună seara. Într-adevăr, o primă repriză nu foarte bună. Nu am reușit pe faza defensivă să închidem foarte bine. Am avut momente de joc în care ne-am dus în acel pressing sus, am reușit să recuperăm mingii, dar am avut unele probleme pe contraatacurile lor, pentru că ne-au pus probleme, mai ales cu Bauza, un jucător de calitate cu viteză, am avut probleme pe zona centrală și au creat câteva ocazii în prima repriză. Pe faza ofensivă nu am avut posesia pe care mi-o doresc eu, nu am reușit să punem presiune pe adversar, ne-am creat foarte puține ocazii de a marca. În schimb, a doua repriză, am reușit la pauză să-i fac să înțeleagă că trebuie să facem altceva, să jucăm altceva. Am intrat pe teren a doua repriză foarte bine, am avut ocazie de a marca, am marcat gol, am pus presiune pe adversar, ne-am creat ocazii multe, am avut o posesie bună, păcat că a venit acel 11 metri, dar aș vrea să remarc ca echipa mea să arate cum a arătat în ultimele 15-20 de minute, când am pus presiune pe adversar, când ne-am creat, cred că ultimele 10 minute, 3-4 ocazii. Dar au avut și ei în ultimele mari de a marca, dar ideea este că am reușit să recuperăm mingea imediat. Veneam cu centări imediat, recuperam mingea, am pus presiune pe ei, așa vreau să fie echipa mea. Chiar dacă nu am jucat acum 3 zile, cred că am arătat ca o echipă care este pregătită și care poate să ducă dintre în 3 zile, cum am arătat în a doua repriză. Cum vi s-a părut gestul lui Daua de la faza penalti? Un gest imprudent? Se întâmplă. La fotbal nu am văzut foarte bine faza de pe teren, dar am înțeles că l-a călcat. Nu mai contează acum. E tardiv ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să nu mai facem aceste greșeli în continuare. Ați schimbat un fundaș central la pauză. Ați crezut, ați simțit că dă gol? Nu, sau am schimbat care un fundaș central la pauză, pentru că v-am spus la început că am avut probleme pe zona centrală. Buena încă nu este într-o formă fizică foarte bună, pentru că știți foarte bine că la CFR Cluj nu a jucat, a venit la noi, a avut probleme, a fost accentat, dar am vrut să-i dau și lui minute azi. Îmi doream să joace mai mult, dar am vrut să schimb a doua repriză, pentru că Daua și Tam formează un cuplu bun în acest moment și am considerat că este ok să schimb ca să reușim să închidem mai bine zona centrală. O să-l mai folosiți pe Buena? De ce să nu mai folosesc? Pentru că ieri la conferință ne-a spus că vă doriți un cuplu de fundași centrale da, stabil. Dar sper să ne ajute Dumnezeu să ne calificăm în grupele Europa League. Vom juca din 3-3 zile dacă vom reuși acest lucru. Vor fi și meciuri de cupă, meciuri de campionat. Campionatul este foarte lung. Am spus și la conferința de presă că am 4 fundași centrali. Nu este nicio problemă. Până acum, FCSB a obținut 2 puncte în campionat, se află în zona retrogradării. Cum sună asta pentru dumneavoastră? Nu este ok, dar cum am spus, a doua repriză am făcut o repriză foarte bună. Nu, bună, că foarte bună era dacă reușeam să câștigăm jocul. Trebuie să fim încrezători în continuare, să avem încredere, să rămânem cu lucrurile pozitive pe care le-am făcut în a doua repriză. Campionatul este foarte lung, este la început și celelalte echipe s-au încurcat. Craiova este o echipă bună, o echipă care va pune probleme multor echipe în campionat, se luptă pentru play-off. Gol în fiecare meci pentru FCSB, gol primit, la asta mă refer. Există un semn de întrebare? Astăzi am primit un gol din fază fixă, din 11 metri, dar sper să reușim cât mai rapid să punem la punct greșelile pe care le facem pe faza defensivă, dar nu este așa ușor să le reglez într-un timp foarte scurt. Dar pentru mine este important că echipa într-o săptămână de când am venit eu la echipă, a avut reacție și ceea ce îmi doresc eu am arătat în a doua repriză și la meciul din Europa. Înfrângere cu Rapid.